Aproximativ 100 de părinți au participat la o întâlnire organizată de Primăria Mangalia pe tema mansardării școlii Gala Galaction. Aceasta este printre puținele din țară unde se învață în două schimburi și este unică prin vechimea clădirilor în care se desfășoară procesul instructiv-educativ. Recent, bucăți din tencuială s-au desprins și au accidentat elevi. În ultima ședință a Consiliului Local, aliși au efectuat o modificare a bugetului pe anul 2016. Ei au fost de acord cu mansardarea corpului de clădire de la sensul giratoriu, astfel încât elevii din clasele 04 să învețe doar dimineața. Potrivit Raluca Irupianu, consilier în cadrul Primăriei Mangalia, mansardarea nu va rezolva definitiv problema cursurilor derulate în două schimburi. Nu rezolvă problema școlii gimnaziene Gala Galaction, decât într-o mică măsură se propune prin mansardare, deci supraînălțarea cu un etaj și reamenajarea sălilor de clasă. Rezultă un număr de 11 clase. Putem să mergem până la 14 dacă renunțăm la anumite cabinete. Numărul de clase propus și pentru anul școlar următor este tot de 16. Deci eu dacă merg pe 14 câte mansardez, tot nu acopăr, deci vor mai fi care învață și după amiază. Cadrele didactice au declarat că încă de la înființare școala a trăit într-un continuu provizorat care durează de mai bine de 30 de ani. Ne-am separat de liceul economic. Primul compromis a fost clădirea de lângă Danie. Iarăși nu a fost bine, am acceptat un compromis, am mai construit în spate o încăpere. Am mai construit o încăpere, n-a fost suficient, s-a zis. Mai acceptați un compromis, luați fosta policlinică militară că rezolvăm. Vinovați suntem acum noi, pentru că suntem buni și tari și suntem mulți. Concluzia discuțiilor a fost clară, părinții și profesorii au fost de acord ca mansardarea unității de la sensul giratoriu să înceapă imediat. Ulterior, primăria va face demersurile necesare pentru a accesa fonduri structurale în vederea construirii unui campus școlar. De mâine pot fi în contul școlii numărul 5. De mâine poate să demareze aceste proiecte primate de achiziție, dacă sunt toate, dacă au tot de construire și absolut tot înțeles că sunt toate în regulă, trebuie să demareze procedura de achiziție. Colegii de la urbanism, colegii de la achiziții, fără niciun fel de problemă, se pot muta, în corpore se pot muta la școala 5 pentru a face tot ce le trebuie, pentru că procedura nu e atât de ușoară, să știți. Potrivit președintelui Asociației de Părinți de la Gala Galaction, mansardarea va rezolva, chiar dacă temporar, problema cursurilor în două schimburi la clasele primare. Concluziile acestei întâlniri sunt următoarele. Începem proiectul de mansardare a școlii, în paralel se începe un proiect de construcție a unei noi școli. Mâine, împreună cu Consiliul Director al Asociației, ne vom întâlni cu doamna director și domnul primar să stabilim pașii concreți care îi vom face. În cazul în care lucrările de mansardare vor dura mai mult decât prevede proiectul, iar procesul instructiv-educativ ar fi deranjat, părinții au acceptat ca temporar elevii să studieze în alte incinte, cum ar fi școala de la Neptun, care în prezent este cu lacătul pe ușă.